Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de astăzi suntem cu Basti, cu Dumitru și cu Letiția pe Discord. Salutare! Salut! Salut! Salut, Dumitru! Dumitru? Salut! Așa, așa, că te așteptam acolo să vă auzim glășcioarele, ca de obicei. Astăzi suntem pe contul vulpișorului Aurel și vrem să facem opening pentru Byron, știți? Brawlerul ăsta nou și șmecher, vă place? Da, da. Da. Ce vă place la el? Și nu-mi ziceți că are capul mare, cum v-am mai întrebat pe alte episoade, de exemplu, la... De skill la coechipier și de... foarte mult damage la adversari. Ia uite mă, cine și-a făcut temele? Mamă, cine și-a făcut temele aici, Dumitru? Mai. Și voi doi ce aveți de spus, Letiția și Bastian? Eu am vrut să spun că dă mult damage de atât. Așa și ție ce-ți place? Ce-mi place la el? Uh-huh. Bastonul, îmbrăcămintea. Da. Ia, stai că te opresc, eu știu de ce îți place bastonul, nu? Că vine de la Basti sau cum? Nu. E așa cu, zici că e un șarpe, vezi cum are chestia de sus. Uh-huh. Îmbrăcămintea are papionul ăla așa. Așa frumos, îți place, nu? Uh-huh. Te-ai îmbrăcat și tu așa. Păi da, nu sunt eu pinguin cu papion. Păi da, cum să nu? Nu, bun. Hai că poate îl picăm astăzi, eu așa sper. Îi mai lipsește doar Byron sau Lu. Deci, cine știe? Mie lipsește Sprout, Byron și Colette. Da, deci aici, astăzi dacă ne pică ori Byron, ori Lu. Eu sper Byron, pentru că e nou și abia aștept să mă joc cu el, da? O să vedem ce se întâmplă. Mamă, deci avem așa. Avem de la 1 la 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 33. No, așa se fac opening-urile. Așa cât mai multe taiere. Poate ne și pică, eu așa sper. Hai să vedem. O să încep, vă anunț dacă strălucește. Da, da. Dacă nu mă păcălești, eu sunt pe live și pot să văd dacă pică. Păi vă păcălesc, voi ce credeți? Că nu vă păcălesc, nu sunt eu vulpiță șireată sau sad. Mamă, momentan e tot pe minus. Deși din cauza care contul, ați văzut, e maxat, e... Mamă, strălucește! Ziceți! Ce credeți că se întâmplă? Gadget. Nu, de ce gadget? Ai picat gadget? Nu, dar de ce vreți asta? De ce ziceți asta? Nu știți că e cu puterea minții, cu din alia, dacă vă doriți un lucru, se întâmplă. Păi brawler, așa, și? Oh, gadget. Păi din cauza că v-ați gândit direct la gadget, o pica pe Daryl. Păi da, depinde și ce șansă are la gadget. Lasă că nu e așa, eu când fac opening-uri pe noroc, nu pe șanse, tu ce credeai? Nu contează șansa. Da. Poate să fie șansa mică dacă fac eu opening, tot pică. Mamă, megabox cu 2. Mamă, dar strălucește megaboxul ăsta. Hai cu legendara. Nu cu legendara. Ce legendară? Vai de mine și de mine. 2, stai jos. Nu treci clasa Brawl Stars. Tu nu știi că Byron e mitic? Ba da, am uitat că m-am încurcat, am uitat că am fi odată legendarele. Aoleu. În fine, e star power pe Barley. Hai să vedem, eu sper să mai strălucească de câteva ori, că poate... Poate așa ne dă și ce ne trebuie astăzi. Eu pe Barley am ambele gadget-uri, am mare... Mm-hmm. Ghinion, eu când deschid un big box sau mega box, mie nu-mi pică brawler, mie îmi pică gadget sau star power. Păi nu-i mai maxa și atunci nu-ți mai pică. Da, mai bine așa, mai bine, când am toți brawlerii atunci. Da, dacă vrei să spice, mama e cu 3, mama strălucește, nu cred! E mega box, m-am și bulbuit când am văzut, e mega box cu 3 și sunt două iteme care strălucesc. De nu pică brawler acum, mama. Să nu zici mie, Foxy. Ce ați făcut acolo?
Am prins live-ul. Careva dintre voi acolo, ce faceți? Păi eu n-am pe mult live-ul. Știi ce? Să fie Foxy un, ori un Star Power, ori un Gadget. Și după ce vine un brawler din ăla, așa, un Byron frumos. Așa, eu cu Byron acolo, până la Byron nu te-am auzit și nici nu vreau să te aud. Leti, Dumitru, voi ce ziceți? Eu spun că Byron. Byron, ok. Și Dumitru zice Lu, cred că. Ca să ne strice socoteala. Mai ești aici, Dumitru, sau? Ai ațipit între timp? Sau sal? Nu știu, nu cred că mai e, așa-i? Mai e. Nu știu. Asta e, dacă nu au răspuns, au pierdut ocazia. Nu. Gadget nu, și nu. Star Power. Mamă, ce ghinio. Îmi pare rău. Păi eu am zis că primul pică ori Gadget, ori Star Power și următorul Brawler. E vina ta. Din vina ta, ta, ta. Eu am mereu noroc, Foxy, și prezint viitor, ai văzut, eu am zis ce pică. Păi tu n-ai noroc, ai ghinion, aduci ghinion. Nu mai zic că nu știu ce. Zi acolo că numai de Brawler. Mamă, păi, eu știi ce fac? Eu nu deschid boxurile acum, știi? Eu le deschid la 12 noaptea, că Amber mi-a picat la 12 noaptea. Mama, am ajuns la ultimul box și asta a fost tot. Ba nu, stai că mai avem un trofi. Știi cum am picat Amber? Cum? M-am uitat pe live la tine. Așa. Și era și 12 noaptea. Și am zis să deschid un big box și când am deschis era cu 2. Mamă, și ți-a picat. Și bine, da. Deci ați auzit, vulpițelor și vulpișorilor, rețeta de succes. Trebuie să fiți pe live la mine, pe primul link din descriere, și să deschideți la 12 noaptea și vă pică. Da. Stai așa să vezi ce trebuie să deschid eu acum. Mai avem un mega box de 21.000 de trofee. Ia-o pe asta. De nu pică din asta nimic, nu știu. Pică, pică. Pică nimic, așa-i? Vai de mine. Să pice în brawler. Eu asta sper. Am deschis atâtea boxuri. Chiar mă așteptam. O străluci de atâtea ori. Mi-o frânt inima. Dacă nu pică. Mamă. No, 200 token doubler, bănuți și cam asta este. Îmi pare super rău. Super, super rău. Oh, sperea data viitoare, ce să zic. Se lasă cam greu Byron ăsta. Cam greu pică, da, din ce văd. La mine nu o să se lasă rău. Nu? De ce? Îl deschizi la 12 noaptea, nu? Da, 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 da. Dar tu stai așa, stai cu Amber. Am aici pregătit. Da, cu... mie îmi place Amber, mie îmi place, mie îmi place. Da, și eu am pe Amber pe contul ăsta, nu eu, vulpișorul, dar fine, bă, simt ca la mine acasă aici. Ia, ia, să văd. Ce crezi că nu? Ia uite. Ia uite. Tu ce credeai? Da. Că numai tu ești șmecher? Da, uite-te, eu sunt șmecher. Da, vrei să-ți mai arăt? Nu fii atent. Uite. Păi da, îl are maxat tot. Da, tot contul. Are toți brawlerii și toți sunt maxați. Mamă, că bulan. N-ai cu... n-ai rai cel mai mare bulan. Eu cred că e muncă, nu bulan. Dar tu cu cine joci? Păi acum mă uitam. Cu cine să joc? Am prea multe variante. Prea multe variante. O legendară acolo, Foxy. Cu Crow, cred că nu prea l-am pe Crow. Eu cam niciodată, gen. Ai, mie mi-a picat Crow pe WC-ul. What? Basti! altul secret din asta de succes. Bine, da. Dumitru, tu cu cine te pui? Ce tot alege acolo la Brawler? Hai să vedem. Eu mi-mi place pe de Amber. De Amber, dar el nu are Amber sau legendare. M-am pus cu Amber. M-am pus cu... Care Amber? Că nu ai, că m-am uitat pe contul tău. Nu ai. Te-ai pus cu Nani.
Hai să câștigăm, da, eu aș vrea pe asta cu cadourile, că îmi place mult. A, deci dacă jucăm asta cu cadourile, trebuie să joc cu cineva de troll. Joacă cu cineva de troll. Mamă, cu Mr. P, a? Că știu că te enervează pe tine. Tu vrei să fii pinguin în orice joc, ești, nu? Nu, da. Dar ce faceți? Ați adormit? Dormeam, stăteam și noi la o poveste. Ce? Tot atâta. Uite că voi dormiți pe... Dar știți că noi avem 20.000 de trofee aici, adică ne o cam luăm în freză la trofeele astea. Hai că ne o luăm dacă e. Păi noroc că v-am salvat eu, că altfel... Ne salvezi de la moarte. Stai că am ultimata, o să sar pe ei, o să-i bat bine. Și voi vă duce să furați cadou. Dar vezi că s-a dus să fure cadou. Stai așa. Păi stai, că ăsta aici prezent la datorie în spate. Uite-te, mamă. Noroc că am venit eu. Noroc că am venit eu. Vezi că ne fură cadou. Uai, ce bine că o să-i fără. O să-i fără cadou. Spalete. Nu au fost în stare să ne-l fure Foxy, ai văzut? Da, da, nu mă las chiar așa că au și Piper, au și... Au așa brawler din ăștia care ne... Că eu le dau după gard. Pe Piper asta ce trebuie pal. Să o nenorocim. Uite-te, noi nu suntem palete. Și-o pus numele pro, ia fii atent, se crede pro. Ne dă țiacă. Vezi că o veni la furat. Ăștia ne fură pe față. Pe bune, cum să fure așa pe față? Ce e asta? Am scăpat de Piper, haideți! Ai văzut ce valiză în cap i-am dat? Haideți! Mama, l-am și aruncat undeva. Hai că am fost eu bine. Eu sunt aici cu pinguinii mei. Am fost bine pe aruncat, dacă e. Mamă, dar n-aveam ce face singur. Am ce să zici și tu. Voi muri și eu rămân, că eu sunt din ăla șmecher. Eu sunt decât cu valiza. Șmecher, neșmecher, dar haideți să furăm și noi ceva. N-am mai apucat să iau cadou. Oricum că nu ne luăm bătaie. Da, dar aș vrea să dăm bătaie, asta e problema. Da, și eu. Măcar bine că nu ne-o luăm, dar tot e bine. Mama, acum vine la furat, fii atent. Să vină, că îi aștept aici cu valiza. Mama, și nu mai am cu ce să ricoșez în ei. Am fugit eu. Mama, uite-te ce fetițe, bă, n-ai cum să o dai cu fetițele. Adică, ia vezi, știi ce înseamnă asta? Că discriminezi. Păi, astea sunt, uite-te ce fetițe califică. Dați cu roșii în basti, cum să zici că-s fetițe? Auzi, mă, la el, păi, discriminare, dați cu roșii în basti. Păi ăștia, uite, aici bitul ăsta-i fetiță. Tu nu înțelegi. Faptul că zici că e fetiță e o jignire la adresa fetelor. Băiețașule, ia uite ce băiețași sunt ăștia, vai de ei. Băiețași mici. Da. Na, vezi ce n-aș pasiunea? Discriminezi. Dați cu roșii în bastie. Mamă, Dumitru mai e pe aici? Vocal, mă refer. Mai e, dar nu vorbește. Și Leti la fel. Leti, n-am dreptate ce-am zis. N-a fost urât cu fetițele? Ba da. Merită bătaie cu roșii. Aoleu, ce s-o auzi la Dumitru? Ia stai că mă schimb. Cu cine să mă pun? Nici eu nu știu cu cine să mă pun. Complicat. Ia stai că eu mă pun cu cineva. Oare ne ajută dacă mă pun cu Sandy? Ce ziceți? Habar n-am. Hai că încercăm și așa. Dumitru, tu? Uite-te, vezi cu cine Putara. Joc? A, cu Lu. Că mi l-a deblocat David de tot. Brawl Pass-ul.
Așa. Hai să vedem, poate reușim să facem ceva acum. Să-i facem și lui. Ia uite ce fac. Ia uite ce fac ăștia. Lasă, uite-te. A, deci, uite-te. Stai. Ne dă cadou peste cap. Vezi că da, li se despaunează cadou. Nu. Ni l-au luat. Dar vezi că și noi îl avem pe al lor. Al aveam, că ne-a dispărut. Bă, dar ce mă bate poco. A, vezi că ne-a... Aoleu, ce bătaie în l-o... Știu că... Dar mai bine, cu crow... Ai de mine, deci cu crow de nu săream până acum și băteam. Mamă, minus 6, rip. La mine nu-i rip. Pare rău. La 2 rip. Vă dau afară și acum intru pe un solo să fac trofeele la loc. Chiar nu știu. Rip trofee. Rip trofee. Încerc și pe un duo, că e cam gravă situația aici. De ce puneți roșii pe chat? Ia uite. Toată lumea pune roșii pentru tine, Basti. Am văzut. Aruncă cu roșii după tine. Ca să zic, legat de faza cu fetițe, nu știi expresia că în spatele unui bărbat adevărat stă întotdeauna o femeie puternică? Nu fetițe, paletine. Aoleu! Vezi că face lumea bulion pe chat din cauza ta? La cât dă cu roșii după tine? Păcat că suntem pe episod, că l-aș muta pe Basti de pe cameră. Troll. Hopa. Așteptăm să revină. Era pe aici, pe undeva. Mamă, care 16! Fai de mine! Bate-i cu 16 dacă poți. Hai că poți să-i bag cu 16 dacă e. Aoleu. E bine, așa. Măcar suntem pe forță aici. Roșiuțele, am făcut plus 7 trofee, să știți. Foxy. Da. Face Aurel pe chat, în spatele lui Houdini stă Foxy. Normal. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe acolo ca să primiți toate notificările. Apăsați și pe clopoțel. Instagramul meu e foxy.ista și pentru opening-uri aveți adresa mea de e-mail în descriere. Iar pe primul link din descriere, zilnic, facem aici mare distracție. Vă aștept, pa, pa!